Scorpion. Tranzitele selenare cer atenție specială din nou la sănătate. Deci atenție că iarăși revine în prim plan sănătatea. Și indică faptul că trebuie să fiți foarte atenți ce, cum și cât mâncați, la calitatea produselor în mod deosebit. La unii chiar spune că detoxul ăsta poate să limiteze, să mâncați, să trebuiască să mâncați mai puțin sau numai anumite produse. Pentru că, vedeți, pe luna în creștere se acumulează foarte mult. Și atunci o să ziceți cum puteți să faceți asta. Păi, va trebui să vă uitați și să numărați fie caloriile, fie gustările dintre, să fie foarte bine gândite și calculate. Există suficient de multe informații în acest sens încât să știți cum să țineți organismul în parametrii normali sau să-l readuceți în parametrii normali chiar cu luna în creștere. În creștere înseamnă acumulare. Da? Și atunci starea aceasta de spirit încrezătoare și optimistă poate să vină cu bonusuri alimentare. Sigur, fără dulce viața e pustiu. Dar și acel bonus și acel dulce trebuie să fie calculat, cântărit și niciun caz în exces. Retenții la persoanele cu probleme. Retenții de apă, picioare umflate, știți ce înseamnă, varice, etc. Muncă dublă.